M-am bucurat că pot să vorbesc despre succes. Mi se pare o temă vastă în care avem foarte multe lucruri de spus și, de fapt, ceea ce cred este că succesul este o definiție personală. Nu există rețete pentru succes, nu există un succes al cuiva care poate fi copiat, care poate fi imitat. Fiecare are o concepție proprie despre succes și plecând de aici o să vă spun câte ceva și despre mine și câteva gânduri care probabil sper vă vor ajuta. Eu sunt un om de succes care vine din un sistem comunist până la urmă, pentru că aveam deja o vârstă și am trăit 33 de ani în acel sistem și vrând nevrând impactul mediului a existat și asupra mea și am ajuns să fiu antreprenor împotriva familiei, împotriva celor din jurul meu care îmi spuneau că mi-asum riscuri și că nu e bine ce fac. Am fost și eu taximetrist, se pare că a fost la modă într-o anumită perioadă și chiar m-am simțit bine în această ipostază, pentru că era prima sau printre primele activități legale pe care le puteai face în România după 90 și aveam contact cu foarte mulți oameni și știam atunci când au fost primele alegeri în mai 1990, am făcut niște exit pool-uri nemaipomenite, pentru că îmi plăcea să vorbesc cu clienții. Eu lucram în combinatul de utilaj greu din Cluj, am copilărit în Aiud, desând din Ardeal și a fost o experiență să văd cum se conduce un combinat cu peste 8.000 de oameni și când am început-o pe cont propriu și am avut o învergură mai mare, evident că modelul meu a fost acela în care șeful știa ce trebuie făcut și trăgea pe toți după el și toată lumea trebuia să asculte, cam asta era regula. Am evoluat. Evident că astăzi nu mai cred acel lucru și nu se mai potrivește, dar în anii aceia de început trebuia să fie cineva care își asumă o direcție, uneori nu știa exact în ce direcție te duci, pentru că dacă vorbim despre fonduri de investiții, despre companii de asset management, despre companii de leasing sau companii de brokeraj pe piața de capital, pot să spun că am fost pionier în aceste domenii și nimeni nu prea știa ce înseamnă o companie de leasing în 1996, februarie, când am făcut primul contract. Mergeam la bănci și spuneam că avem nevoie de bani ca să creștem compania de leasing și ne întrebau, da, nu vă supărați, despre ce vorbim, ce e această activitate de leasing, da? Am fost într-un fel implicat pe piața de capital de la înființare și am ajuns, cum spunea cineva, să mă confund în anumite aspecte cu istoria acestei piețe. Deci am trecut prin evenimente gen SAFI, gen FNI, care ne-au afectat foarte mult activitatea, CertInvest fiind o companie de asset management și fiind, să zicem, în competiție cu niște jucători care au alterat așa de mult mediul de business. Dar, cum spuneam, nu cred că există rețete și câteva lucruri totuși care ne pot ajuta să avem succes provin din entuziasmul pe care trebuie să-l aibă fiecare antreprenor. Churchill spunea că un om de succes este cel care trece de la un eșec la altul fără să-și piardă entuziasmul. Deci cred că entuziasmul este cel care trebuie să definească caracterul și atitudinea unui om de succes. De fapt, atitudinea este foarte importantă, trebuie să fie un entuziasm molipsitor și, pe de altă parte, caracterul mie mi se pare la fel de important, pentru că oamenii cu care pornești la drum trebuie să fie oameni pe care te bazezi pe termen lung. Oameni pe care într-adevăr îi crești, oameni pe care îi dezvolți, oameni care mai pleacă și trebuie să accepți. Nu știu, eu chiar sunt un suporter a celor care am avut câteva situații, au plecat din companie și și-au făcut propriul business. I-am încurajat. La rândul meu am făcut și eu la fel. Și mie mi se pare că e normal să te porți corect cu oamenii aceștia, chiar dacă la un moment dat te-au lăsat un pic descoperit, dar care au avut un aport în activitatea firmei suficient.
despre valori. Aș vrea să vă spun că importanța valorilor este una fundamentală. Nu cred că poți să ai succes dacă nu ai un set de valori, oricare ar fi ele, pentru că dacă vorbim de valori, vorbim de ceva pozitiv. Dar trebuie să le trăiești, trebuie să crezi în aceste valori și nu trebuie să fie doar niște valori afișate. Am pregătit și o carte pe care vă recomand și documentându-mă puțin pentru prezentarea de astăzi, am fost surprins să văd care sunt trei elemente care asigură succesul după acești autori. Și primul este complexul de superioritate. Mi se pare puțin ciudat, dar dacă vorbim despre complexul de superioritate ca și despre sentimentul de încredere pe care trebuie să îl ai în tine sau de sentimentul că aparții unei lumi care la rândul ei te poate ajuta, nu este o lume care îți pune doar piedici și bețe în roate, asta într-adevăr te ajută și trebuie să ai multă încredere în viziunea pe care vrei să o aplici în business-ul tău. Pe de altă parte, el trebuie balansat de nesiguranță. Nesiguranța nu este un sentiment pur de nesiguranță, spune, cât de dorința de a îți afla mereu adevărul, de a pune mereu întrebări. Nu trebuie să te consideri deținătorul adevărului absolut și întotdeauna trebuie să știi că poți să greșești. Iar al treilea element este ținerea sub control al impulsului, pentru că de multe ori ești tentat să faci niște lucruri care îți afectează afacerea sau viitorul. Probabil ai vrea să-ți cumperi o mașină mai trăsnă decât cea pe care o ai și în același timp ai nevoie de bani pentru dezvoltarea afacerii. Cred că această componentă din cele trei este foarte importantă. Eu am reușit în afaceri și pentru că am avut o educație, așa cum vă spuneam, de la familie, de la părinți. Chiar dacă nu m-au încurajat să devin antreprenor, dar mi-au setat niște valori. Și aici v-am afișat puțin misiunea pe care o avem noi la Cert Invest. Și după cum vedeți, e vorba de parteneriat. La început simțeam că este importantă cultura unei companii și mă tot întrebam ce înseamnă cultura unei companii și cum reușesc să o construiesc. Asta era în primii ani de antreprenoriat, în 94-5. Credeam și atunci că nu pot să inventezi o cultură și să o propag în firmă. Am ajuns la această definiție după mai mulți ani, am făcut-o cu toții în companie. Pe de altă parte, cred că ea exprimă totuși viziunea liderului. Nu vă așteptați să existe o cultură în compania pe care o conduceți care să fie generată neapărat de membrii echipei. E bine să participe, e bine să o influențeze, dar pe de altă parte e vorba de viziunea de business pe care o aveți personal și cred că deciziile pe care le luați trebuie să vă aparțină și de multe ori aceste decizii trebuie să fie curajoase, trebuie să fie radicale, trebuie să fie surprinzătoare uneori. Am trecut prin asta când parte din membrii echipei mi-au spus: no, ne-ați arătat o direcție și acum mergem în cu tot o altă parte. Ne pare rău, ne retragem. Nu mai putem, asta e, ne simțim într-un fel înșelați. După două zile au venit înapoi și probabil că decizia mea era bună, au recunoscut că am făcut o alegere corectă. Dar am avut două zile în care nu m-am simțit deloc bine. Deci vă spun că e bine să vă asumați și decizii dure de genul acesta, pentru că dacă ele sunt corecte, atunci treaba va merge bine. La un moment dat am concediat, să zicem, directorul general al firmei de azi pe mâine, lucru care nu prea mă caracterizează. S-a supărat, evident, dar după o perioadă de timp mi-a spus că am avut dreptate și avem o relație foarte bună în continuare. Ce vreau să vă mai spun este
că eu am învățat foarte multe lucruri dând cu capul de probleme. Am citit și cărți ulterior, dar la început nu prea existau și am plătit un preț pentru asta. Vă recomand să citiți aceste cărți, dar pe de altă parte trebuie să plătiți și un preț. Să știți că nu găsiți doar lecturând cărți, nu găsiți soluții care să vă asigure succesul. Pe de altă parte, una dintre învățăminte este faptul că oamenii pe care îi conduce se raportează foarte mult la persoana liderului și uneori ajungi la birou stresat de trafic, de probleme mărunte și ei se uită și spun, a, șeful e supărat astăzi, nu o să avem o zi bună sau nu știu ce. Deci vreau să vă spun că e foarte important să fiți atenți la percepția pe care o generați în momentul în care sunteți în companie cu colegii. Pe de altă parte, dacă vreți să începeți o afacere sau aveți o afacere, vă sugerez să o priviți într-un context macro, adică să vedeți societatea în ce direcție merge, dacă ramura sau domeniul de activitate în care activați are viitor, dacă el va crește natural sau se îngustează piața pe care operează sau care este impactul noilor tehnologii a internetului în afacerea pe care o aveți, pentru că nu cred că mai putem să ne gândim în orice afacere să ignorăm impactul pe care îl va avea, pe care îl are deja internetul și noile metode de comunicare. Și mi se pare lucrul acesta fundamental. Da, vă spuneam despre aceste valori ale noastre. Deci s-au născut destul de greu și îmi place să cred că le trăim, că nu sunt niște valori care sunt afișate undeva și nu le aplicăm în practică. Evident, nu suntem mulțumiți și vrem în continuare să îmbunătățim inclusiv transpunerea lor în viața de zi cu zi. Dar e foarte important să aveți în compania dumneavoastră un set de valori pe care să-l comunicați în orice moment. Deci în orice decizie, în orice atitudine, în orice moment pe care îl petreceți în firmă, colegii vă judecă, vă analizează și în funcție de asta au o atitudine sau alta. Și mie mi se pare acesta un lucru foarte important. Cam asta mi-am notat eu pentru astăzi și cred că partea emoțională este mult mai importantă decât inteligența rațională și partea de comunicare, de empatie pe care trebuie să o aveți în vedere domină partea rațională. Deci, atenție la cum ne purtăm cu oamenii din echipă și atenție la cât de mult îi sprijinim în a îi dezvolta și în a reuși să avem o echipă valoroasă care să genereze, să creeze acele branduri românești de care și eu duc lipsă. Vă mulțumesc! Mulțumesc!